Salutare și bine te-am regăsit! Dacă ești în căutarea unei sonerii video Wi-Fi, astăzi vreau să discutăm despre Doorbell 2 S Kit de la IMO. O sonerie video cu baterie reîncărcabilă, infraroșu la 5 metri și senzor de 3 megapixeli. Hai să desfacem pachetul nostru să vedem ce conține, după care să-ți arăt și cum funcționează. Pentru acest lucru folosim un cutter cu siguranță. Hai să vedem ce se află aici. Aici găsim o cutie mai îngustă. Un template pentru foraj, bănuiesc că cu acest template se va fixa suportul soneriei. Iar aici găsim ghidul de instalare, care este destul de mare, cam jumătate din masa mea de prezentare. Cu ajutorul acestui ghid vei învăța cât de ușor se instalează această sonerie Wi-Fi de la IMO. Stați așa, pentru că aici mai avem ceva. Ia uite-le! Hai să desfacem prima dată cutia asta mai mică. Cablu de alimentare USB Type-C. Cred că se vede. Dibluri și niște fire. Cu o cheiță de resetare a soneriei. Un adaptor pentru alimentator. Șuruburi montaj. Și două stickere. Iar aici găsim soneria. Și clopoțelul Wi-Fi. Cam atât se află în pachetul lui Doorbell 2 S Kit. M-am mai jucat cu un model asemănător, dar acesta este versiunea a doua. Aici avem clopoțelul și acesta este adaptorul. De fapt, nu este adaptorul alimentatorului, ci este adaptorul clopoțelului. Ok, a făcut click, iar dacă doriți să-l dați jos, apăsați pe acest buton și îl răsuciți. Foarte simplu, se instalează. Ia uite-l. Aici avem antenele, funcționează pe 2.4 GHz. Aici se instalează cardul SD și aici găsim butonul de resetare, iar aici găsim difuzorul care emite alarma acustică. Trecem la partea de sonerie video. O dăm jos și pe aceasta. Arată foarte luxos. Să revenim la sonerie. Aici găsim obiectivul camerei cu un senzor de 3 megapixeli în spate, detectorul PIR, microfonul, butonul mare pentru apelare. Aici avem totuși un difuzor. Așa arată spatele soneriei cu două borne, butonul de pornire, on-off, iar aici, în partea din lateral, se încarcă bateria internă de 5000 mAh. Ce ziceți dacă o punem noi în funcțiune și vă arăt cât de ușor se adaugă pe aplicația IMO Life, după care o să facem și testul audio-video. Nota 10 pentru design ca de fiecare dată, dar vom vedea și funcționalitatea acesteia. Iată ce trebuie să faci dacă vrei să adaugi pe telefon una dintre cele mai inteligente sonerii video Wi-Fi cu urmărire inteligentă. Pentru că această sonerie are o cameră de 3 megapixeli care te urmărește de una singură. Activezi funcția auto tracking și soneria face totul pentru tine. Apropo de asta, captează cu un unghi de vizualizare până la 125 grade. Totul se face foarte simplu. Descarci aplicația IMO Life pe Android de pe Magazin Play și de pe Apple de pe App Store. Și apoi îți creezi un cont, după care trebuie să scanezi codul QR de pe manualul cu instrucțiuni sau, dacă ți este mai la îndemână, scanezi codul QR de pe clopoțel. Avem două device-uri, soneria cu camera și clopoțelul Wi-Fi care trebuie adăugat, instalat pe o priză la 220. În momentul de față am instalat deja clopoțelul, este activ și LED-ul verde iluminează intermitent, asta înseamnă că suntem în modul de pairing. Selectăm aici adăugați dispozitiv și scanăm codul QR după cum am spus. Ok, distanța de amplasare îmi spune aici tot ce trebuie să știu, continui și acum trebuie să activez hotspot-ul pe dispozitiv. Ia să vedem dacă luminează cu verde. Totul este pregătit și selectez continui. După care iau soneria și apăs o singură dată scurt butonul din spatele soneriei. Chiar aici este. Hai să vedem. Cred că nu am apăsat suficient. Ia să vedem acum.
a pornit, da? Așteptăm câteva momente până când butonul de apelare devine verde. Uite-l. Suntem pregătiți și trecem mai departe. Pe aplicația Emolife afli tot ce trebuie să știi. Uite chiar aici în 3 pași. Ok. Selectăm continui. După care trebuie să aleg rețeaua Wi-Fi pe 2.4 GHz. Ok. Mai departe selectez înainte și nu trebuie decât să aștept. Iar acum trebuie să ne conectăm la rețeaua temporară a device-ului. Așteptăm foarte, foarte puțin. Cu acesta am terminat. Și suntem pregătiți de utilizarea noii sonerii video de la IMO. Aproape am terminat, selectăm aici terminat. Primesc aici câteva instrucțiuni, dau continui, le știam deja. Pentru a evita interferențele, nu instalați soneria de ușă pe uși sau rame metalice. Asta este valabilă și la videointerfoane. Continui. Ok. Nu vreau să modific parola, dau mai târziu. Și acum pot naviga cu ușurință pe soneria mea Wi-Fi. Exact așa vede senzorul de 3 megapixeli și înregistrează în 15 cadre pe secundă. Captează foarte, foarte mult. Hai să vedem. Mamă, ce mișto este! Hai să vezi ce poți face pe aplicație. Aici în stânga avem... Da. Am. Nu pot să te ajut. Zici că e un GoPro. Hai să facem un apel. Avem aici o bandă neagră unde găsim difuzorul prin care putem auzi tot ce se întâmplă afară, apoi putem înregistra video cu această pictogramă. De asemenea, putem vorbi de pe telefon pe difuzorul soneriei. Apoi putem face stop cadru, iar aici în dreapta de tot putem schimba stream-ul, dar îl lăsăm pe 2K. Hai să navigăm în rubrica pentru setări. Mergem aici în dreapta sus, aici găsim doorbell, numele dispozitivului, firmware-ul. Ok, este deja cea mai recentă versiune, îmi scrie și aici. Ok, număr de serie. Continuăm și mergem la setare detecție. Iar aici avem așa, detectare mișcare. Și îmi spune chiar aici ce face această secțiune. Alarmele se declanșează atunci când detectarea mișcării se declanșează. Lumina puternică, gazele de eșapament la automobile și frunzele aflate în mișcare pot produce alerte false și pot crește consumul de energie. 2. Detectare persoane umane. Pe baza detecției de mișcare PIR, adică cu senzorul PIR de sub cameră, alarmele sunt declanșate numai atunci când sunt detectate persoane. Dacă mă întrebați pe mine, eu aș alege opțiunea a doua cu detectare persoane umane. Iar dacă faceți asta, camera se plimbă după subiect în funcție de cât de des se mișcă acesta în raza de acțiune a camerei. Nu știu dacă vedeți voi până aici, dar o să iau un cadru mai aproape ca să puteți vedea că această sonerie se mișcă. Intervalul de detectare. Hai să vedem ce găsim aici. Cu cât raza de detecție este mai mare, cu atât mai multe posibilități de detectare a mișcării de distanță. Îmi place foarte mult cum au tradus aici. Ia să vedem dacă închidem acest interval. Detecția funcționează pe o rază de 1 metru, apoi pe mediu pe o rază de 2 metri și ultima funcție pe o rază de 3 metri. Baterie. Și avem așa 99%. Avem câteva moduri de funcționare aici. Modul standard, personalizat, automat de economisire a energiei și apoi setări de economisire a energiei 10%. Atunci când bateria scade până la nivelul prestabilit, modul de economisire de energie se activează automat și îl poți trece de pe 10% până la 100%. Era setat pe 10%, hai să-l punem pe 20%. Salvăm. Modul standard echilibrează calitatea video și durata de viață a bateriei, lungimea înregistrării fișierului video până la 8 secunde, intervalul de detecție din 60 în 60 de secunde, primim un video până la 8 secunde ca lungime. Trecem la modul personalizat și selectăm aici pe setare, iar aici putem modifica lungimea fișierului video, după cum spune, durata de viață a bateriei va scădea foarte mult atunci când lungimea de înregistrare depășește 15 secunde. Clar, dacă îl pui la 60, bateria se va termina mai rapid. Și totuși vorbim despre o baterie de 5000 mAh care ar trebui să țină foarte mult. Uite, lăsăm așa. Pe 13. Intervalul de detecție, adică cât de repede să te detecteze senzorul PIR, detectorul PIR,
Durata de viață a bateriei va scădea foarte mult atunci când intervalul de detecție este mai scurt de 30 de secunde. Interesant. Hai să-l punem la 40 și salvăm. Și modul automat de economisire de energie este ok, îl lăsăm așa, mergem cu back, setări mesaje, să primim notificări, notificare push cu imagini, notificări apel dispozitiv dacă dorim să primim apel în cazul în care cineva ne apelează, ca acum. Respingem apelul. Putem activa și funcția pentru dispozitiv deconectat ca să ne dăm seama că se întrerupe semnalul. Soneria de ușă sună atunci când cineva apasă pe inelele soneriei de ușă, aceasta va reda un sunet specific. Inelele soneriei de ușă. Cred că se referă la acest buton. Păi ce ai făcut aici, frate? Cam asta face soneria. Dacă vrea cineva să vină să se joace pe acest buton fără să apese până în capăt butonul ca să primim un apel, adică așa. Vizualizare setări și găsim așa. Vedere nocturnă. Activați pentru a permite camerei să utilizeze automat luminile infraroșu în condiții de lumină redusă. Activat, filigran logo și interval dinamic ridicat, HDR-ul activat. Hai să testăm acest device interesant. Să vedem cu ce ne încânți! Doorbell 2S de la IMO înregistrează în 15 cadre pe secundă cu senzorul de 3 megapixeli. Mișcarea nu trece neobservată, primește alerte pe telefon la detecția persoanelor. Bineînțeles, dacă alegi să activezi funcția de auto-tracking, camera te urmărește de una singură. Unghiul de captură este foarte mare și avantajos pentru un asemenea device. Poți primi apel direct de pe soneria externă care trimite alerta mai departe la clopoțelul Wi-Fi. Urmează testul cu infraroșul la 5 metri. Acum poți stoca informații pe un card SD până în 512 GB. Dacă îți faci griji în privința luminii scăzute, află că Doorbell 2S este dotat cu infraroșu până la 5 metri, care se declanșează automat. Pentru mine a fost o plăcere să testez și să mă distrez cu acest device pentru voi. În curând în stocul nostru, mulțumesc pentru vizionare!